Bună dimineața, domnule. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Sper că toată lumea este bine. Vreau, în primul rând, să vă spun mare mulțumesc tuturor pentru implicare și în organizarea evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă, atât preturilor de sector, direcției cultură, direcției economiei, tuturor celor implicați, agenților economici care s-au implicat foarte semnificativ în acest an. Și, cum spuneam, ați văzut că în tot orașul sunt pregătite zone diferite, cu toate crizele, cu toate situațiile actuale. Cum ziceam, nu putem să privăm oamenii de sărbători, mai ales pe cei mici care așteaptă acest lucru cu trebuie. Da, am scurtat foarte mult perioada, că de obicei, știți cum, în Uniunea Europeană, în capitalele din Uniunea Europeană, în târgurile frumoase organizate în România sau în alte părți, sărbătorile au început chiar din 15-16 noiembrie, sau la ultima decadă a lunii noiembrie, cel târziu la 1 decembrie. Și noi, anterior, făceam aceste lucruri începând cu data de 1 decembrie, probabil că anul vom reveni dacă se va ameliora situația. În acest an, ținând cont de toate circumstanțele, am zis să reducem din perioada de sărbători. Dar să existe, pentru că sunt sărbători de familie care numesc și foarte mulți vin în capitală. Vreau ca fiecare să se simtă cât se poate de bine acasă, aici, la Chișinău sau în Republica Moldova. În Piața Mare Națională am pregătit târgul de Crăciun, căsuța lui Moș Crăciun, zonele foto și zone de distracție pentru cei mici. La târgul de Crăciun sunt producători autohtoni cu bucate tradiționale, meșteri populari, cu produse de sărbătoare. Dispus și încercăm ca vineri, sâmbătă și duminică copiii să primească cadouri de la Moș Crăciun în căsuțe amenajate de Primăria Chișinău. Totodată facem un apel foarte sau o rugăminte către părinți nu se îmbuzească, o să încercăm să asigurăm în acest sens pentru toată lumea care este prezentă, care stă în rânduri, haideți să ne respectăm unii pe alții, că am avut și incidente neapărat prea plăcute. Sunt sărbători care țin de frumos, nu trebuie să ne certăm în aceste sărbători. Este o asociație care s-a oferit în fiecare zi să vină cu cadouri pentru copii în Piața Mare Admirării Naționale. Lansarea târgului și inaugurarea pomului de Crăciun a avut loc sâmbătă, pe 17 decembrie, la ora 5. Mă bucur că a fost atât de multă lume. Au fost oameni diferiți, mulți copii, mulți părinți, mersi direcției educației pentru implicare. Tuturor pentru colectivele noastre frumoase. Am zis să nu fie un eveniment foarte, foarte mare și cu eforturi foarte mari, inclusiv financiare. Eu zic că a reușit. Toate aceste lucruri pot fi privite ușor și în înregistrările pe care le avem. Mă bucur că s-au alăturat la deschiderea târgului de Crăciun și partenerii noștri, inclusiv ambasadori, și bucur acest lucru că putem să fim împreună de sărbători. Tot sâmbătă au pornit în caravană troleibuzele decorate, unde au fost amenajate de reprezentanții mediului de afaceri care au propus să vină cu aportul. Atunci am lansat și o bună parte din decorațiuni în toate sectoarele capitalei. Mai avem un pic de muncit în această privință. Au fost multe la verificări, sunt încă zone care vor fi conectate, dar un pic mai târziu. Pe 24 decembrie, începând cu ora 18:00, în Piața Mare Admirării Naționale, vor fi alte evenimente pe care le propunem să le organizăm împreună. Este o practică frumoasă, urmăriți agenda, vorbiți, vă rog frumos, din punct de vedere tehnic, avem o mică problemă
Cornelu, verificați, vă rog. Este o practică foarte frumoasă în ultima perioadă când mulți se implică și sunt organizate diferite evenimente la Chișinău. Și, da, cum spuneam, văd cu tehnică, parcă ne-am reabilitat. Vă rog să mă anunțați dacă nu se aude sau dispare imaginea. Am reușit, cum spuneam, să creăm o adevărată atmosferă de sărbătoare în capitală. În Piața Mare a Adunării Naționale au venit mii de oameni, zeci de mii de oameni, mii de copii. Cei mari pot servi din bucatele prezentate la târg, de la plăcintele extraordinare, baba neagră, izvar, ceai și multe altele, până la căsuța lui Moș Crăciun, de timp de două zile, circa 5.000 de copii au primit cadouri și au făcut poze. Ziceam că urmează să amenajăm și alte zone prin oraș, o să venim cu aceste detalii. Menționez pentru cei care ne întreabă permanent câți bani am cheltuit. Banii au fost programați în buget, la final vom putea spune o cifră, mai ales că avem foarte mulți parteneri ai evenimentului și de fiecare dată spun despre ei. Este vorba despre Modo Income Bank, cu, ca și partener general, Mastercard, Keller's Falls și Coca-Cola. Partenerii media sunt Point.md, Realitatea Live, Unimedia, Aquarel FM. Mulți se implică și pe parcurs și vă mulțumim tuturor. Mai avem nevoie, așa că vă rugăm cei interesați să fie conectați cu colegii noștri la direct. Sunt producători economici, sunt meșteșugarii noștri, sunt cei care zi de zi vă așteaptă. Noi am creat un colț de Europa aici acasă și ne dorim să facem și mai mult. Și da, în această lună cu familia, colegii și prietenii voi trece foarte des pe la târg, inclusiv seara, pentru a gusta din acele bucate extraordinare care sunt. Sunt niște plăcinte superbe. Neapărat treceți să le testați. Sunt întrebat tot mai des de ce avem două târguri de Crăciun, unul a primăriei și unul a guvernului. Tradițional, mereu organizează primăria. Tradițional, în acești ani am propus de fiecare dată să organizăm împreună. Și în acest an am propus, inclusiv în scris, am transmis demersurile respective. Nu s-a acceptat, ce să facem. Ține deja de fiecare cum abordează subiectul. Dar nu văd o problemă. Vorba noastră din bătrâni. Două bătăi, e o situație. Două târguri, nu stric. A să fie două târguri. Important să ne simțim cu toții bine. Veniți și la unul, și la altul, și la cel din scoarul Teatrului de Operă și Balet. Până la urmă sunt în Chișinău, iar oamenii nu trebuie să se împartă, ci să se simtă plăcut în aceste zile. Iar de datoria noastră este să creăm aceste condiții. Doamna Tăbăcari, domnul Vituc, colegi, vă rog frumos să vă expuneți succint și să ne apătați succint.
Bună dimineața, domnule primar, stimați colegi! Vreau și eu să mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea Târgului de Crăciun și celor care asigură buna desfășurare în continuare a evenimentelor planificate. Așa cum a fost stabilit și menționat de dumneavoastră, domnule primar, vom acorda în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orelor 16-21, cadouri gratis pentru copii în căsuța lui Moș Crăciun. Sesiunile foto cu Moș Crăciun sunt în fiecare zi cu titlu gratuit, iar pe 24 decembrie, cu un program muzical, vor încânta locuitorii municipiului și oaspeții acestui ansamblu Romanița, iar pe 6 ianuarie, ansamblu Crenguță de Ieder. Târgul activează zilnic până la 15 ianuarie și sunt așteptați toți doritorii. Domn director Vitiu. Domnul Vitiu, vă auzim foarte rău. 233.772. Noi vă auzim foarte, foarte rău. Cei care participau în licitații. Domn primar, dumnealui la licitații. Bun. Bun. Atunci vedem, poate revine după. Eu încă o dată vreau să mulțumesc tuturor. Și, domnul Vitiu, sunteți... Da, dacă acum se aude mai bine. Vă rog foarte mult. Dacă puteți absentați. Îmi cer scuze, suntem la licitație pe Ghirete. Vreau doar în linii generale să aduc la cunoștință. Iarăși ați dispărut, domn director. Cei doritori de a savura din sărbătorile de iarnă, de a savura din bucatele tradiționale moldovenești, dar și din fast food, pentru cei care au preferință în sensul dat. Caruselurile activează la fel pe parcursul întregii zile. Programul de activitate a unităților de comerț și a târgului pe ansamblu este prevăzut începând cu orele 10 până la orele 23.00 zilnic. În noaptea de Revelion va fi prelungit până la orele 2 noaptea. Toți absolut care sunt, adică toți sunt bineveniți să participe la cel mai mare târg organizat în centrul capitalei, la principalul brad al țării. Ok, colegi, ceea ce vreau să vă rog foarte mult, așa cum în toate și de fiecare dată, chiar dacă mai greșim pe undeva, chiar dacă ceva nu am luat în calcul, învățăm pe parcurs și vreau să aveți grijă absolut de toți care sunt acolo. Asigurați la maxim în baza, curățenie, în general să fie și pe locații. Vedeți dacă au nevoie cei de la guvern să-i ajutăm cu salubrizarea sau cu alte lucruri, oricare ar fi ele, să fie organizate la nivelul respectiv. În continuare, am vrut să anunț că nu se percep taxe și nu se încasează taxe, pentru că am auzit cineva plătit cuiva pentru a se instala. Nu, categoric nu. Și în momentul în care apar astfel de informații, rog domnul director Vitiu să mă informați, atunci pur și simplu o să punem punct cooperării cu unul sau altul care vorbește despre aceste lucruri. Oficial se percep doar taxele care le încasează primăria și ceea ce m-am agreat din punct de vedere contractual, lumina, etc. Ceea ce nu este plăcut pentru oameni și ceea ce au făcut cei de la guvern, aici ar trebui să facă o remarcă, pentru că am primit sâmbătă duminică mai multe reclamații în acest sens. Este că s-au justificat cei de la Ministerul de Finanțe Publică, primăria ar fi de vină pe profesori, încă nu toți au primit salariile. Și că cineva ar fi introdus datele târziu și ceva acolo nu a fost așa. Precizez, sunt 315 instituții, au fost introduse salariile și resursele energetice. Circulara a venit oficial pe data de 12 noiembrie privind repartizarea sumelor totale. Până ce au fost primite informații de la fiecare instituție, este o procedură deloc simplă. Au fost făcute calculele complete pe fiecare entitate, pe fiecare instituție.
Aici oamenii au muncit practic non-stop pentru a face tot posibilul cât de urgent să fie datele introduse. Și doar prin minune, atunci când primăria vine cu argumentări și solicitări în scris și public că Ministerul Finanțelor să achite salariile profesorilor, să transfere bani, acest lucru se întâmplă. Deoarece erau zvonuri transmise profesorilor și sunt în continuare că de vină ar fi primăria. Primăria nu poartă nicio vină pentru întârzierea acestui proces. Doar după ce am cerut public și am transmis în scris, au început a fi finanțate salariile pedagogilor în Chișinău. Și nici așa nu au fost făcute toate transferurile. Deci țin să precizez că încă la ziua de sâmbătă, din cele 120 de milioane pentru salariile profesori care stăteau în sistemul de plată, de pe data de 6 decembrie, Ministerul Finanțelor până astăzi ne-a transferat doar 50 milioane lei. Sâmbătă, din cele 120 milioane lei pentru salarii la profesori, care stăteau în așteptare pentru a fi acceptate și finanțate în sistemul de plată pentru 6 decembrie. 70 de milioane sunt încă neachitate la ziua de astăzi. Care este situația? Noi nu cunoaștem. Că ministerul nu are bani, că nu vrea, că vrea să dea vina pe primărie. Oricare ar fi aceste lucruri, ele nu sunt binevenite. Și rugăm Ministerul de Finanțe să intervină cât de curând posibil și să transfere pedagogilor bani. Vreau să vă spun mai mult, că sunt foarte multe primării în care banii pedagogii n-au primit încă din luna august. Vreau să vă spun că sunt foarte multe primării care nu mai au bani pentru a achita mentenanța, pentru a achita salariile, pentru a achita proiectele finanțate în acest an. Acest lucru este grav. Vreau să vă spun că presiunea este și pe primăria municipiului Chișinău. Noi am zis că marea majoritate a contractelor sunt multianuale. Am preîntâmpinat agenții economici că plățile le vom efectua în funcție de veniturile care parvin, dar prioritatea va fi salariile, prestațiile sociale, întreținerea instituțiilor. Din data din 9 decembrie din anul trecut, transferul de la bugetul de stat sunt primite cu specificația în destinația plății și anume. Pot fi finanțate doar pe anumite tipuri de cheltuieli. Cheltuieli de personal, prestații sociale, servicii energetice și comunale, servicii de locațiune, servicii financiare. Astfel este condiționată destinația executării cheltuielilor conform clasificației economice, respectiv alte tipuri de cheltuieli, ca de exemplu alimentația copiilor, elevilor sau reparații în instituțiile educaționale, nu pot fi finanțate. Reiterez, solicităm să fie făcute de urgență toate plățile. Oamenii au facturi, oamenii sunt în preajma sărbătorilor și vă rugăm mult să nu vă bateți joc de dragii noștri pedagogi și, în general, cei care lucrează în sistemul educațional. Doamna viceprimar, rog situația la control și să fiu informat zilnic despre proces. Doamna Olga Ursu, dacă puteți foarte succint, a fost publicat bugetul. Noi sperăm că fie și cu întârziere, pentru că trebuie să ne raportăm cumva la bugetul public național, imediat ce este aprobat el, putem să intrăm în ordine de zi și la Consiliul Municipal. Asta ar însemna o perioadă mai scurtă decât de obicei, pentru că noi dezbăteam o lună, cred că o să ne ia vreo 10 zile ca să dezbatem bugetul în această perioadă. 10 zile, nu 4 ore. Și să organizați în această săptămână, așa cum ne-am înțeles, dacă nu reușim chiar în fiecare zi, poate o zi în care să-i convocați pe toți la o pretură, deci reprezentanții diferitor consilii, consultative și mulți alții. Vă rog foarte succint la acest subiect. Bună dimineața! Suntem în cadrul licitației privind adjudicarea dreptului de licitație a gheetelor, de asta am să fiu în altă ambianță decât de obicei. Eu dar vreau să adaug, domn primar, câteva cuvinte despre subiectul anterior care l-ați spus de salarii. Noi la ziua de astăzi avem spre achitare din contul transferurilor care urmează să vină de la Ministerul Finanțelor 177,7 milioane lei. Și aici sunt nu doar cheltuielile salariale, după cum ați menționat, pe salarii și prestații sociale așteptăm transferuri în sumă de 100 de milioane de lei, pe alimentația elevilor 15,6 milioane lei, după care urmează deja toate celelalte categorii de cheltuieli pe
domeniul energetic, servicii comunale, de locațiune, financiare, după cum ați menționat. Pe partea bugetului, estimarea indicatorilor de buget pentru anul 2023 s-a făcut cu respectarea tuturor indicatorilor macroeconomici prognozați, care au fost incluși în circulara Ministerului Finanțelor. Au fost incluse și proiectele tranzitorii pe care le avem în municipiu și care trebuie să le continuăm. Am asigurat ca în fiecare an norma suplinită alimentației pentru copii pe care o alocăm din contul bugetului municipal. Este un document mare, un document amplu. Am încercat să includem la maxim toate propunerile, dar am reușit și din posibilitățile părții de venituri ale bugetului municipal și mâine la orele 3 planificăm să organizăm în cadrul Preturii Centru, după cum am discutat și cu colegii, o singură consultare a bugetului, una mare, una amplă, cu toate părțile menționate și de dumneavoastră inclusiv, cu experți, cu participarea tuturor preturilor, șefilor de direcții, dar și a oricăror doritor, astfel că fiecare se poate să adreseze întrebări în cadrul acestor consultări publice. Bugetul este plasat încă de vineri. Încercăm să avem această consultare cât mai devreme, astfel ca să auzim toate părerile și să încercăm să includem, în caz că ne va permite posibilitățile bugetului, să includem propunerile care vor fi parvenite și în cadrul acestor consultări publice. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă viceprimar. Rog îndeaproape să urmăriți acest proces și să vedem cum putem să avansăm așa ca până la sfârșitul anului totuși să-l aprobăm. Deși am auzit că unii consilieri nu tare vor să aprobe bugetul municipal. Vor să lase municipiul fără buget pentru anul viitor. Mesajul pe care îl transmitem, orice acțiune sau inacțiune în acest sens, noi l-am prevăzut și Chișinău va continua să se dezvolte, chiar dacă avem probleme foarte mari, inclusiv de financiare. Așa, referitor la persoanele care au avut de suferit în urma incendiului de sâmbătă seara, a fost foarte neplăcut să vedem multe expuneri și multe titluri în mass media care nu au corespuns realității, nu prea am înțeles ce a fost asta și de ce a fost nevoia anume așa să fie tratat subiectul. Prin analogii, nu că pur și simplu cred în, și vreau să cred în codul deontologic al jurnalistului, dar ceea ce s-a întâmplat a fost la aproape 3 cartiere mai la vale de Piața Centrală și să spui că arde Piața Centrală, asta ca și cum într-o coceabă la 3 cartiere de la președinție a avut un incendiu și spui că ars președinție. Deci, stimați reprezentanți mass media, vă rugăm foarte mult, va trebui din acest punct de vedere să fim cât se poate de corect și pe viitor, dacă se mai întâmplă astfel de dezinformări și manipulări, vom iniția procese judiciare, pentru că nu avem cum. În acea noapte am fost telefonat și am dat și comentarii și Piața Centrală a explicat. Și oricum, titlurile de știri au curs gârlă 2 zile la rând. E o nenorocire și haideți să nu încercăm să nu știu, să manipulăm în acest sens. Cei care au fost cazați la centru de plasament temporar, rog să fie asigurați atât timp cât este nevoie și deja nu vor fi toate lucrurile care sunt necesare pe partea de ajutor pentru familie. Vă rugăm să ne faceți propunere în acest sens. Vreau să mulțumesc foarte mult pompierilor pentru munca enormă depusă în acea seară. Și este bine când fiecare cunoaște ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Domnul Gâlcă, vă rog frumos să obțin despre situația în domeniul sănătății și în domeniul social. Bună dimineața, stimați colegi, domnul primar. Vă raportez, deci, cei care au avut de suferit dintr-o anexă locativă la incendiu au fost cei care au acceptat să fie cazați temporar, au primit tot ajutorul. Identificăm numele persoanelor și vom asigura
asistența cu bunuri de primă necesitate în continuare. Dacă este nevoie, vom asigura cazarea temporară în continuare. La fel, Direcția Generală Asistență Medicală și Socială este prezentă în orașul, în orășelul de Crăciun. Avem o căsuță cu punct de prim ajutor, cu punctul medical, unde persoanele pot beneficia de o consultație de tensiometrie și la necesitate de consultul specializat al medicului. Vom fi prezenți acolo pe toată durata activității orășelului, între orele 16:30-20:00. Sperăm ca vizitatorii să aibă o dispoziție bună și, desigur, să fie pe deplin sănătoși. Dacă trecem la domeniul de sănătate, rămânem îngrijorați cu situația alarmantă pe infecțiile respiratorii, virozele, pneumoniile la copii. Am avut azi dimineață ședința cu managerii de spitale. Avem o presiune enormă pe spitalele pentru copii. Din nou, deci este depășită numărul de internări față de numărul de paturi. Este o situație neconformă. Am identificat spații suplimentare, dar deja suntem la limită. Am luat din nou legătura cu Ministerul Sănătății pentru a identifica spații suplimentare, secții suplimentare spre activare la Institutul Mamei și Copilului, fiindcă capacitățile spitalelor de copii din municipiu sunt deja pe deplin depășite. Spre exemplu, la Spitalul Boli Contagioase pentru Copii, în ziua de ieri, din 70 de adresări, au fost posibil pentru internări doar 17, anume din lipsa de paturi, cu toate că pe 100 de paturi acolo sunt internați deja peste 130 de copii. Observăm o evaluare în creștere a acestor infecții, a complicațiilor respiratorii. Și dacă ne referim la date statistice, săptămâna trecută au fost raportate 5.221 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii, ceea ce constituie cu 1.537 cazuri mai multe decât săptămâna trecută. Și este mult mai mult decât în perioada similară din anul trecut. De menționat faptul că 3.248 de cazuri, ceea ce constituie peste 62% din aceste infecții, au fost raportate la copii. Cele mai afectate grupe sunt copiii de la vârsta 0-4 ani și 5-14 ani. La fel, în perioada de raportare au fost înregistrate 76 de cazuri de gripe confirmate, inclusiv 54 de cazuri la copii din vârstă de la 0 la 17 ani. 68 de pacienți au fost internați. Este adevărat că continuă în municipiul foarte bine, de fapt, vaccinarea antigripală, ceea ce denotă o responsabilizare sporită a populației. Practic, noi am utilizat peste 95% din numărul de vaccinuri antigripale recepționate. Îndemnăm populația, în special populația în grupurile de risc, să contacteze medicul de familie și să-și efectueze vaccinul antigripal. Tot în perioada respectivă au fost înregistrate 8 cazuri de tuberculoză. Am proces la depistarea activă, toți pacienții sunt sub control și vaccinați și internați. Dacă vorbim despre COVID, COVID-ul persistă. În săptămâna trecută am înregistrat în municipiul Chișinău 99 de cazuri. Incidența în municipiu constituie 12,7 promile. Continuă și vaccinarea anticovid. Săptămâna trecută am efectuat 323 de vaccinuri anticovid. Deci, în spitalele municipale săptămâna trecută au fost 3.189 de apeluri pentru
consultările în unitățile primiri urgente, dintre care 1425 la copii. Am înregistrat 103 nașteri săptămâna trecută și deci acele broncopneumonii, pneumonii acute, infecții respiratorii care predomină. La fel, în asistența medicală pentru refugiați, săptămâna trecută s-au adresat în regim de ambulator 218 persoane, inclusiv 109 copii, și în staționar 23 de persoane, inclusiv 21 de copii și o femeie gravidă. Ținem situația sub control la moment, tuturor o săptămână reușită și pregătiri frumoase pentru sărbători. Să ne fiți sănătoși! Mulțumesc mult, domn director! Vă rugăm foarte vigilenți și rog și pe dumneavoastră, împreună cu colegii noștri, să faceți o expunere publică pe seama reformii ministerului. Nu neapărat aici, la ședință, poate să faceți o conferință de presă împreună cu colegii noștri și să expuneți care sunt riscurile majore în acest sens. Repet, au mai fost închise și școlile anterior și au rămas ca și fermele noastre pe timpul sovietic, care erau gospodării foarte frumoase, ca niște schelete pe trupul Republicii Moldova. Nu, în cadrul ședinței, poate vă gândiți la un eveniment public, marți, joi, oricând a fi posibil, miercuri, în care să spuneți ce posibile, în primul rând, riscuri, să atenționăm public despre aceste lucruri. Domnul primar, noi ne-am expus deja în spațiul public. Mâine, la ora 13, în Parlament, sunt organizați acele consultări publice pe marginea acestei intenții foarte controversate și anticonstituționale. Vom urma sfatul dumneavoastră, dar și al colegilor, ne vom expune public și în cadrul altui eveniment în decursul acestei săptămâni. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult. Domnul Mihalache, dacă puteți să țin despre întreținerea gospodării drumului în sezonul rece și domnul Burdiumov să se pregătească la fel să țin pe mentenanță. Și domn director, ceea ce am vorbit astăzi dimineață, dumneavoastră m-ați informat, au început să reapară gropi în străzile magistrale, străzile în care sunt poate adiacente celor magistrale. E clar că în ogrăz sunt foarte multe și nu reușim să acoperim totul, dar pe străzile de bază, vă rog frumos, așa cum apar, să faceți o inspecție suplimentară și fie cu asfalt cald, nu mai putem cu asfalt rece, atunci să intervină acolo unde este posibil. Pentru că sunt, am zis, sunt și gropițe, dar sunt și gropaie. Cu regret, asta e situația. Bună ziua, domn primar. Vreau să anunț că săptămâna precedentă, reșind de faptul că am avut ploi și am avut o perioadă instabilă ce ține de condițiile meteorologice, am intervenit pe zona lichidării statului de avarie prin aplicarea betonului asfaltic frezat. Mai bine zis, asta este o soluție care nu ține foarte mult, dar care măcar ne permite să menținem acele zone unde avem gropi agresivi sau gropi care creează impedimente la deplasarea și transportul public și transportul privat pentru a crea un cât de puțin confort. Într-adevăr, suntem la schimbarea de timp, suntem la perioada când am avut două săptămâni de ploi și am avut temperaturi care nu ne permit să intervenim cu beton asfalt fierbinte. Vreau să menționez că în continuare avem probleme ce ține de contractarea și utilizarea betonului asfaltic rece, din simplu motiv că trecerea la, iarăși ne confruntăm cu acea problemă cu trecerea la IR, atunci când agenții economici încearcă să se conformeze, dar au unele probleme la
certificare și la documentația ce ține de ulterioara gestionare și administrare a serviciilor prestate, inclusiv și prezentarea documentației de conformitate a betonului asfalt care se pune în operă de către întreprinderile municipale. În condiții respective, am reușit totuși rezultatul negocierilor să semnăm contractul cu o companie producătoare autohtone. La începutul sezonului eram chiar în căutări și urma să luăm o decizie, contractăm beton asfaltic rece din România sau totuși reușim să identificăm un producător de teritoriul Republicii Moldova. Am reușit să identificăm acest producător, avem semnat contractul. La finele săptămânii curente am primit garanții că vom avea și livrări de beton asfaltic rece cu care vom interveni pe masiv pe tot orașul pentru a lichida acele situații de avarii care apar permanent în rezultatul ploilor, în rezultatul schimbărilor de temperaturi și în special cel mai critic este înghețarea suprafeței de beton asfaltic, zonele unde avem asfaltul de acum epuizat moral sub aspect de exploatare, de obicei cedează și se formează cele gropi care le resimt toți șoferii în caroserie, autoturismelor și inclusiv în transport public, se resimt inclusiv și de către călătorii care se deplasează cu transport public. După cum am menționat, vom depune toate eforturile începând cu săptămâna curentă să intervenim pentru lichidarea acestor situații de avarii pe tot teritoriul orașului Chișinău. Mai mult ca atât, vreau să menționez că am reușit să finalizăm 6 proceduri de achiziții de servicii de injectare pe teritoriul municipiului Chișinău, în fiecare sector și în accesele pe suburbii și suntem la faza de înregistrare a contractului prin procedura de achiziții și de asemenea la fine săptămânii sperăm că vom avea posibilitatea să anunțăm inițierea lucrărilor pe intervenții prin injectare în cazul în care ne vor permite condițiile climatice de a interveni cu această metodă. Totodată vreau să menționez că pe parcurs săptămânii precedente s-au depus eforturi pentru salubrizare și pentru întreținerea sistemului pluvial. Am avut ploi care ne-au supus, sau mai bine zis, au solicitat excesiv sistemul pluvial. Am avut zone unde am avut și necesitatea de a se implica cu scop de curățare și de restabilire a sistemului pluvial în anumite sectoare. S-a intervenit prompt de către exgrupul și s-au evitat acele posibile inundații în cazul în care urma a fi menținută starea de disfuncționalitate a unor tronsoane de sistem pluvial. În rest, vreau să comunic că s-a lucrat în mare măsură la salubrizare, s-a lucrat în mare măsură la amenajarea indicatorilor rutiere și, în ultimul rând, ceea ce ține de aplicarea materialului antiderapant. Am avut două momente, și anume două zile, data de 12-13 și inclusiv 13-14, unde s-a intervenit pe alocuri cu aplicarea materialului antiderapant în scopul evitării situațiilor de crearea poleiul, în special pe zone cu risc, sunt podurile sau sunt punctele în care de obicei constatăm sau conform cărții sau datelor deținute sunt posibile formarea poleiului în caz de scăderea temperaturilor pe timp de noapte. Pe parcursul acestei perioade, permanent, în fiecare zi, este asigurată supravegherea carosabilului de către serviciile specializate în cadrul întreprinderii municipale Zrupo. Sunt exercitate inclusiv inspectări permanente pe perioada de noapte a zonelor cu risc. Mă refer în special sectoarele de poduri și sectoarele unde poate să apară polei pentru a se interveni prompt și pentru a evita potențiale și posibile formări de sectoare lunecoase, sectoare cu polei, unde se intervine cu sare sau cu material antiderapant. De asemenea, vreau să comunic că, după cum observăm, avem perioade instabile, când noaptea brusc se lasă rece, inclusiv cazuri când meteo nu ne anunță că vor fi temperaturi sub minus pe perioada de noapte, dar datorită schimbării de
timp, avem uneori înghețuri neplanificate sau neanunțate de către serviciile meteorologice. În condiții respective solicităm toți participanții la trafic să asigure inclusiv dotarea autoturismelor cu pneuri de iarnă special, adică conforme perioade de iarnă și, în ultimul rând, să fie asigurat cu toate cele necesare și să fie inclusiv ajustată viteza de deplasare pe drumurile atât municipale cât și din afara municipiului. Mă refer și inclusiv drumurile de acces către suburbile municipiului Chișinău. În rest, ce ține de întreprinderea municipală Lunteh, pe săptămână precedent au fost activ implicați în amenajarea și crearea acelei povești de anul nou, care de obicei este pregătită în municipiul Chișinău. În săptămâna curentă vor fi implicați în întreținerea și de servirea sistemului de iluminat public municipal, atât în oraș Chișinău, cât și în suburbii. Raport finalizat, domnul primar. Mulțumesc foarte mult, domnul director. Încă o dată rog monitorizarea cât se poate de minuțioasă în teren. Vreau, ieri am transmis comunității, asociații evreiești de la Chișinău, dar și celor cu care avem parteneriat, sincer, felicitări, cu sărbătoarea luminilor, Hanuka, care este o sărbătoare de suflet pentru întreg poporul iudaic și va dura până în data de 26 decembrie. Felicitări foarte sincere, urări de bine. Orașul Chișinău, ca să știți, acum 100 de ani, în proporție de aproape 50%, era format de etnie evreiască. Mă refer anume la numărul locuitorilor și componența etnică, cu exactitate 46%, dacă nu greșesc. Iar din Republica Moldova, astăzi pe teritoriul statului Israel, sunt peste 76.000 de foști locuitori ai Republicii, fie sovietice, fie post-sovietice, Republica Moldova. Încă o dată vreau să vă aduc cele mai sincere salutări și urări de bine. Vreau să cunoașteți că noi avem o colaborare foarte bună în acest sens cu întreaga comunitate evreiască, cu orașele din Israel. Și în această perioadă scurtă de mandat am făcut tot posibil ca acele entități, monumente, cum ar fi cel de la Calea Orheiului, de la Strada Ierusalimului, tot cu scoar, cel din Parcul Alunielu și multe altele, să fie readuse la viață, îngrijite, reparate, restaurate. Facem acest lucru împreună și ne mândrim cu bogăția culturii, implicării a cetățenilor, fie că sunt în Republica Moldova sau de peste cutare. Tot astăzi Moș Nicolae ne-a trezit de dimineață cu daruri mici pentru copii. Felicitări tuturor celor care portă numele Nicolae, să vă fie de bun augur și încă o dată sărbători fericite pentru toată lumea. Crăciun fericit, o să mai spunem de câteva ori înainte de însuși sărbătoarea. Și avem o săptămână nouă foarte plină. Vă rugăm foarte mult să fim cât se poate de implicați. Orășenii, mai ales acum, observă lucrurile dacă eventual undeva ceva nu este bine. Vă rog să fiți pe cât se poate de mult implicați în acest sens. O săptămână cât mai reușită tuturor și sărbătorile se înceapă la Chișinău și în tot.